Bine v-am regăsit, prietenii nevăzuți, dar știți, în Maria Gheorghiu și avem o nouă întâlnire capitală. O întâlnire capitală pusă sub semnul emoției, emoției puternice, aceeași emoție pe care am simțit-o după ce am văzut o piesă de teatru într-un act, am putea spune așa, cu un personaj, este vorba de principesa Ileana a României, jucată absolut impecabil, memorabil, emoționant de doamna Liana Cetercă. Doamnă, sunt extraordinar de emoționată și acum, așa cum am fost și zilele trecute după ce v-am văzut jucând și când, de fapt, pot să spun că v-am descoperit cu adevărat. Mulțumesc că m-ați invitat la emisiunea dumneavoastră. M-ați descoperit pentru că n-am mai jucat de 20 de ani. Da, asta este, da, asta este motivul. M-am axat pe regie și viața a făcut în așa fel încât am ajuns din nou pe scenă în 2016 jucând Camille Claudel și în piesa Fugatolabile Camille Claudel și anul ăsta, anul 2017. 17. Recent încheiat. Recent încheiat, da, încă trăim sub atmosfera acelui an, în Ileana, principesă de România, ambele fiind proiectele mele de regie și proiectele asociației IF Dacă pentru Femei, Asociația Femeilor din Teatru, pe care împreună cu mai multe personalități din lumea teatrului românesc am înființat-o în 2001, pe 21 decembrie. În cadrul acestei asociații, noi ne-am propus să descoperim personalități feminine universale și avem o materie foarte vastă din acest punct de vedere. Un lucru poate care este important și trebuie spus este că lucrând despre femei care au fost, deci pe biografii, sunt tot timpul uimită în căutările mele cât de extraordinară este viața față de ficțiune. Folosesc o sintagmă brutală. Viața bate filmul. Dumnezeu este un regizor și un dramaturg mai mare decât Shakespeare. Dacă Shakespeare poate avea concurență, apoi Dumnezeu este acela. Și descoperind vieți de femei și vieți de oameni în general, m-am edificat că acolo este un izvor nesecat de dramatism și un model pentru noi. Și cred că așa ați și realizat cât de puține lucruri se cunosc despre marile femei care au trăit în lumea asta, femei cu destine. Da, în general trăim într-o lume și într-un secol, într-o eră a bărbaților. În continuare dar, simțiți lucrul în continuare, acesta. Dar femeile trebuie să-și facă, își au, întotdeauna au avut locul lor și au fost femei celebre, atâta că nu s-a făcut mult publicitate în jurul lor. Acum noi încercăm să le scoatem la lumină, dar orice femeie are și câțiva bărbați în jurul ei, așa că nu suntem... Dar câteva dintre femeile pe care ați ales să le puneți în lumină? Da, avem o serie de femei celebre. Am început cu Anne Frank și am continuat cu femei care nu au nume sonore, dar care au făcut foarte multe lucruri, cum ar fi femei, mame care cresc singure copii, care sunt extrem de actual. Sunt susținătoare de familii singure și se luptă cu multe greutăți și inclusiv cu societatea care câteodată le condamnă. Femei care cresc copii cu sindrom Down. Am avut un proiect, Copilul din spatele ochilor, unde a fost magistrală Gabriela Popescu și a luat și câteva premii importante. Am avut un proiect, Rose, al lui Martin Sherman, în care e vorba de o femeie evreică care trăiește toate vicisitudinile secolului 20
începând cu Holocaustul, crearea statului izraelian, pe urmă tot conflictul palestinian-izraelian, pe urmă alt proiect despre o altă mare artistă necunoscută și victima Holocaustului. E vorba de Charlotte Salmon, pictorița care a sfârșit la 26 de ani gravidă fiind la Auschwitz după ce și-a lăsat o operă pictată, memorabilă, pe care, descoperind-o Chagall, și-ar fi dorit să picteze ca ea și care a fost întâmplător descoperită prin anii 80-90. Deci Charlotte Salmon a fost alt reper important feminin. Am făcut Zelda Fitzgerald, soția lui F. Scott Fitzgerald, unde din nou a sclipit Ioana Pavelescu de data asta, un spectacol cu care am onorat România jucând o lună de zile la festivalul de la Edinburgh cu mare succes. Apoi a fost Vivian Leigh, ultima conferință de presă. Acesta l-am văzut și acolo v-am descoperit ca regizor. Ca regizor, da. Acolo m-a descoperit și doamna Magda Cărneci când l-am jucat la ambasada de la Paris. Pe urmă a fost Camille Claudel, în Fugato la bile Camille Claudel, un spectacol cu care am fost extraordinar, cu care am fost la Bruxelles și am onorat România jucând de ziua francofoniei pe 15 martie 2017 la Bruxelles. Și acum am zis este timpul să ne întoarcem și cu fața spre România. Româncele noastre și am întâlnit-o pe Ileana absolut întâmplător. Eu fiind de formație epoca în care nu se vorbea despre regalitate. Absolut. În care istoria noastră nici n-am cunoscut-o. Aveam vagi preconcepții despre aoleo, ce rău e cu rege sau cine sunt și ăștia, niște venetici. Ceva de genul ăsta. Regina Maria, să nu mai povestim ce se spunea. Nu știu ce se spunea, dar pe Regina Maria o vedeam prezentă în cărțile de la Humanitas, m-a interesat, aș fi vrut să fac și sunt în continuare tentată de acest proiect, mi se pare însă foarte mare. Și googlând la Regina Maria ceva, un amănunt, am citit cum începe Google-ul, biografia, copii. Te trimite în altă parte. Nu, dar la copii am văzut Ileana, care a devenit călugăriță. Și repede am googlat Ileana și am rămas acolo. Da. Pe urmă am descoperit cartea ei, apărută, autobiografia ei, Trăiesc din nou, scrisă în America în 52. După ce a devenit călugăriță. Nu, înainte de a deveni călugăriță. E povestea ei compilată cu toate conferințele pe care le-a ținut în America despre România și n-am mai putut să las cartea din mână. Următorul challenge a fost cum reușesc să fac un spectacol care să fie maxim de o oră jumătate, o oră 40, pentru că cam atât se întind toate woman show-urile mele. Și acesta a durat totuși 2 ore. Nu, a durat o oră 40. Vi s-a părut 2 ore pentru că a trebuit să reiau proiecțiile cu portretul ei de la sfârșit în timpul aplauzelor. A fost 2 ore cu aplauze. Da, nu mi-aduc aminte să fi văzut atât de multe aplauze și atât de multe lacrimi în ochii spectatorilor. Mie mi-este foarte, cum să spun, nu contenesc jucând-o să mă uimesc de extraordinara ei dragoste pentru România, de extraordinara ei înălțime sufletească și spirituală și fel de a fi. Și aici mă întorc din nou la Regina Maria, care are o poveste foarte frumoasă, Fata cu ochii albaștri, în care povestește despre Ileana, această străină, o numește ea, dar cu dragoste, care a venit la mine, în familia mea,
și care nu trebuie învățată care e bine, unde e binele și răul, pentru că ea are toate astea întipărite, are această dimensiune. Absolut. Deci, ca o mamă să se uimească că progenitura ei, cea pe care a creat-o până la urmă, care a stat în pântecele ei 9 luni de zile, este de o sorginte înaltă spirituală, cred că este un certificat de naștere care nu cred mai că merită fost referințe. Cel mai bun copil al da, ei. A fost cel mai iubit, cu care s-a simțit cea mai apropiată sufletește și spiritual, da, da. Și este cea care i-a continuat opera. Așa care este... i-a continuat opera caritabilă, care până la urmă, apucându-se și ea de scris la sfârșitul vieții, ea a fost cumva și legatara scriitoare. Morală. Nu, scriitor, cum să spun, artistă scriitoare a reginei Maria. Sigur că, descoperind-o pe Ileana, am descoperit și ce a însemnat regalitatea pentru România. A trebuit să mă documentez și aici... trebuie să recunosc că cartea domnului Sterian Tănase, Dinastia, m-a ajutat foarte mult. Cartea doamnei Tatiana Niculescu-Bran, Cu inima reginei, da. Și mai are și altele despre regele Apropo. Mihai. Deci cred că este foarte important și vreau cu acest proiect, Ileana, și cu următoarele care vor seconda acest proiect, trebuie ca istoria României să fie cunoscută, da. Să fie cunoscută. Noi trăim într-o mare greșeală și într-o mare ignoranță care ne modifică ignoranță. Moral. Ne modifică moral. Avem prejudecăți care trebuie îndreptate. Și dorința mea cea mai mare, și asta este și rugămintea pe care am primit-o de la măicuțele mănăstirii Elwood, mănăstirea Schimbarea la Față, pe care ea a înființat-o, a construit-o cu ultimii ei bani și cu bani de la prieteni. A construit-o locuind într-o gheretă, într-o, nu știu cum se cheamă astea, ce se atașează mașinii, am un lapsus, o rulotă, într-o rulotă, trebuia să mai meargă cu încă o călugăriță, dar care s-a îmbolnăvit, așa că ea a stat singură în rulotă, în câmp, acolo unde s-a făcut fundația mănăstirii, a supravegheat. Și avea 50 și ceva de ani, nu era la prima tinerețe, dar a făcut acest pionerat extraordinar. Această mănăstire, să-mi continui ideea, fondată de dânsa, deține și drepturile cărții pe care am dramatizat-o împreună cu Edit Negulici, Trăiesc din nou, se numește cartea, apărută la Humanitas, deja la a doua ediție. De unde se vede că cititorii de carte sunt preocupați, dar prin teatru lucrurile astea ajung mai repede, mai degrabă la public și poate că asta este misiunea noastră, cel puțin așa ne-am asumat-o. Deci aceste călugărițe care ne-au dat gratuit copyright-ul pentru a dramatiza și a face spectacolul, ne-au spus că Maica Alexandra, numele monahic al principesei, al domniței Ileana, și-ar fi dorit, își dorește ca noi să donăm ceva pentru România. Și asta este donația noastră. Să facem spectacole în școli, în facultăți, pentru că povestea Elenei să fie cunoscută. Povestea Elenei să fie cunoscută. Sunt oameni de vârsta a treia care își amintesc din copilărie ce personalitate era Ileana, cât de iubită era de popor. Și toate lucrurile acestea se regăsesc într-o oră și 40 de minute pe care ați reușit să le condensați în spectacolul făcut. Împreună cu Edith Nu vine să cred că în atât de puțin timp s-a condensat o istorie de mai bine de 40 de ani. Da, începută în 1916, când de fapt a început și primul refugiu al principesei. Da, au început elementele din copilărie care au format-o ulterior. Am putea spune chiar că primul Crăciun în care descoperă că primul șoc și prima moarte este moartea fratelui mai mic, Mircea, despre care ea spune că a fost dragostea vieții ei.
și cu această ocazie a descoperit ce înseamnă a muri, pentru că tot timpul, tot parcursul vieții ei a fost în paralel și o reflecție legată de spiritualitate, a ajuta pe celălalt, a întoarce obrazul când ești lovit, a descoperit, stând în apropierea atâtor muribunzi, lângă cei pe care i-a îngrijit și ca copil, copil, da, împreună cu mama ei în spitalele din Iași, dar și ulterior la spitalul din Zomber, pe care ea l-a înființat, palatul ei din Austria, pe urmă în spitalele de la Bran, spitalele Crucii Roșii și spitalul militar de la Brașov, unde a activat intens, activ, a descoperit acest mister al morții, care pe urmă în monahie a ajutat-o să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu și ce înseamnă spiritul, ce înseamnă corpul și cum spiritul nu moare și, într-un fel, cum toată această călătorie a noastră și lecția noastră pe pământ este o treaptă spre evoluție, este un loc în care învățăm, în care dăm niște examene, în care avem de parcurs niște obstacole, dar este un purgatoriu necesar pentru curățarea spirituală, pentru învățare și pentru a aduce lumină pe pământ. Și nu întâmplător, da, la 7 ani a văzut îngeri, în mod absolut concret și material. Deci asta a fost primul ei contact cu Dumnezeu și primul ei anunț că nu e întâmplător nimic din ce îi se întâmplă și că tot ce îi se întâmplă este o lecție și este ceva ce ea trebuie să ducă mai departe. Și cartea ei conține toate aceste mesaje pe care le-a primit și le transmite mai departe ca lecții. Pe urmă, după moartea lui Mircea, Regina Maria a înfiat 4 orfani cu și care ei s-au refugiat la Iași. Și la 7 ani, Ileana a devenit profesoara de religie a acestor copii. Așa că, de la această vârstă, spune ea, Biblia era tovarășul meu nelipsit. Era cartea cu care eu plecam peste tot în buzunar. Pentru că, având responsabilitatea să învăț pe ceilalți despre religie, a trebuit să învăț eu Biblia. Și Biblia nu este o carte ușoară. S-o tălmăcesc la rândul meu pentru ca să o priceapă acești micuți orfani care deveniseră frații mei adoptivi. Și în felul ăsta a înțeles că există o fraternitate cu toți ceilalți oameni. Obsesiv. Și așa a privit ea pe toți oamenii. Există o fotografie foarte frumoasă a Ilenei într-o șatră de țigani și cu o țigancă care îi ghicea. Și ea era în costum popular, acolo, așezată pe pământ, lângă ei, cu toată șatra în jur și nu se simțea nicio deosebire. I-a tratat la fel. Pe toți oamenii la fel, ca pe niște frați. Pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Așa cum învață Biblia. Exact. Absolut. Exact. Deci în felul ăsta, ea avea această dimensiune de păstor, de suflete. Și asta a și fost toată viața ei prin făcut tot ceea ce... Iar Arsenie Boca, părintele Arsenie Boca, cu care ea avea întrevederi și discuta pe probleme religioase cu dânsul și l-a chemat de multe ori la Bran când făcea slujbe și aduna tot Branul, toată comunitatea în curtea castelului. Și părintele oficia acolo, vizitând Branul, mi s-a povestit și mie povestea asta cu
cum Arsenie Boc a spus unui localnic, privind-o pe domniță cum organiza îndepărtare: ea va fi călugăriță, dar încă nu știe. Și totuși ea știa de mult că acesta va fi drumul ei. Simțea. În momentul în care a văzut îngerii, cred că știa că ăsta este drumul ei. Simțea și întotdeauna și-a raportat viața la această, cu această dimensiune de sfântă, de călugăriță. Toată viața ei, de fapt, a fost. Da. Tot timpul, tot ce i s-a întâmplat, se judeca. Dacă a spus un cuvânt care a jignit pe cineva, s-a autoanalizat și și-a spus: aoleo, Doamne, aici am greșit, iartă-mă. Bineînțeles că în ultima parte a vieții se ruga, așa cum orice călugăr din orice religie se roagă: dăm, Doamne, ca, sau orice, dă-mi divinitate, puterea ca fiecare gând al meu să fie o rugăciune. Adică să nu am gânduri negative, să nu judec pe alții, să nu păcătuiesc. Fiecare răsuflare a mea să fie pentru lumină, să aducă lumină și să aducă bine. Privindu-i viața și știind toate câte i s-au întâmplat, ai fi zis că ar fi fost ultimul om din lume care să nu se revolte asupra vieții ei. Da. Pentru că sunt puțini și de asta vreau ca acest spectacol să fie văzut de foarte mulți români și mă bucur că o să duceți proiectul ăsta în școli și sper, nu numai în școli. Și dacă există oameni care ne ascultă acum, aș dori să vă contacteze, să ne contacteze și noi venim să jucăm. Cu atât mai mult în anul centenar, când trebuie să se afle adevărul despre ce a însemnat regalitatea pentru România, pentru România Mare, în primul rând. Pentru România Mare, pentru independența, tot ce a făcut Carol, tot ce a făcut prezența Mariei ca nepoată a reginei Victoria și nepoată a țarului Nicolae I, și care a fost mai româncă. Ea a fost, de fapt, ambasadorul nostru. Ea a fost ambasadorul nostru și în mare măsură ei îi datorăm unirea, recuperarea teritoriilor. Recuperarea teritoriilor. Ea s-a dus să încheie pacea la Paris. Bineînțeles. Ea a fost primită de Clemenceau. Și a stat 4 ore închisă între 4 ochi cu Clemenceau. Da. Și aici tigru a fost învins de leoaică. De aici a apărut și acea teribică zicală. Ce ați vorbit? Discuții. Am vorbit discuții. Da, nu. A fost într-adevăr benefic pentru România tot ce a însemnat regalitate. În mare parte, eu nu spun că fiecare coș sunt cimere mai puțin realizate. Hai să spunem realizate, că dar Carol al II-lea n-a fost cea mai bună să soluție. Nu uităm că pe emblema, pe blazonul regalității românești scrie Nihil Sine Deo. Așa că fără Dumnezeu. Acum îmi vine în minte un interviu al regelui Mihai, care spune foarte frumos, și bineînțeles că și Ileana a trăit toate momentele astea în care au trebuit să se smulgă, să renunțe la tot: ce-am fi fost dacă n-am fi avut pe Dumnezeu? Am fi fost, poate, am fi nebunit într-o clipă să trebuiască să pierzi totul. Și nu odată. Dar asta a fost soarta multor refugiați și, într-un fel, spectacolul nostru stă și sub această emblemă a lumii noastre, a refugiaților. De fapt, omenirea este și civilizația și tot s-a construit pe o mulțime de refugii și pe o mulțime de exoade care s-au întâmplat. Chiar i-aș spune spectacolului sub zodia refugiului. Așa este, pentru că pornind de la proaspăta copilărie cu refugiul din Iași, primul război, pe urmă refugiu instituit de Carol în Austria. Datorită faptului că se căsătorise cu un dușman al poporului. Asta era un argument folosit de el. Da. Nu era chiar ortodoxă. Da. Dar ea s-a supus. Refugiul apoi din ea s-a supus lui Carol pentru că ea respecta regalitatea.
Și Carol era regele ei. Și atunci ea era obligată să îi se supună. Exista un set de norme de la care nu abdicau sub nicio... sub nicio formă. Adică... Da. Și nici nu se poate construi nimic fără această disciplină și fără această morală. Și cred că lucrul ăsta ar trebui să ducă spectacolul mai departe. Acest model. Acest model care a existat și există încă la noi și nu este de batjocorit, acest fel de a fi și fel de a-ți trăi viața și fel de a privi lucrurile, în care să nu te apleci în fața minciunii, în fața și omorâți-ne, dar adevărul trebuie să iasă la iveală. Disciplină, moralitate și dragoste. Și Dumnezeu. Și Dumnezeu, absolut. Fără de care nu. Fără această raportare la dimensiunea maximă, verticală, da, la dimensiunea spirituală, nu există nimic. Și să nu uităm că suntem reflexia lui Dumnezeu pe pământ. Absolut, mă uit la dumneavoastră și văd lumina și văd reflexia lui Dumnezeu în privirea dumneavoastră și în tot ceea ce povestiți. Și eu văd în dumneavoastră asta. Da, și faptul cred că lumea înțelege și văd asta în public când joc, și întotdeauna când joc o simt pe măicuță stând în culise și pe umăr, da, asta, da, da, da. Asta a fost... Îi simt prezența și am uitat să spun și de Mata Hari, pe care am adus-o pe scenă. Aceste mari femei care vin sub o formă sau alta, cu o formă de energie subtilă, în toate reprezentările în care se amintește de ele. Am simțit asta și la Camille și la... Femei diferite, dar având un numitor Anne comun. Anne Frank, am simțit asta când făceam spectacolul, și la Charlotte Salmon. Da, și cred că simt și că se face dreptate cumva și că trebuie continuată, așa cum eu acum cred că sunt lipsită de modestie când vorbesc așa de mult. Da, de unde, din potrivă, lumea trebuie să afle toate lucrurile acestea. Vă spun sincer, eu când am început să mă apropii de Regina Maria și să aflu tot ce a făcut pentru România, asupra Ilenei proiectasem doar ideea că a devenit măicuță, că ea a fost cea care a luat inima reginei, a respectat dorința reginei și a luat inima de la Balcic și a adus-o la Bran, ținut-o la Bran, și atât. Nu știam mai mult despre Ileana. A trebuit să vin să vă văd în spectacol ca să deschid o altă pagină de istorie importantă a României. Da. Ori, ea a făcut. Da. A făcut, a construit. A făcut cu banii ei tot, cu ultimii bani. Și acum îmi povesteau măicuțele care ne așteaptă să jucăm la Elwood, la Mănăstirea Schimbarea la Față, îmi povesteau că existau momente în mănăstire când nu aveau bani. Și atunci ea mai scotea din rezerva ei și vindea ca să susțină viața monahală acolo. Două, trei călugărițe pe urmă au crescut, pe urmă din călugărițe una au plecat și a făcut altă mănăstire. Să nu uit să spun că este prima mănăstire ortodoxă din America în care se oficiază în limba engleză. Da, asta a făcut ea. Da. A scris cărți despre îngeri și arhanghel, deci un fel de doctorat în teologie. Picta extraordinar. Chiar Cartea Trăiesc din Nou este cu ilustrațiile ei. Cartea conține referiri și explicații despre ce a însemnat și pentru Mihai și pentru Regina Elena toți acești ani 40-48, când au trebuit să plece. Ani grei de exil. Ani grei în care ea și-a asumat să fie ambasador între poporul român, regalitate și noua ordine care se impunea din răsărit. Pentru că acesta este cumva destinul acestui pământ între mari puteri pe care le-a protejat cu spiritul lor, le-au protejat Maria,
Carol la rândul, Ileana, toți cei care au, Mihai cât a putut. De aceea trebuie recuperat toți cei care anii au, aceștia, cel puțin la nivelul, la nivelul memoriei. La nivelul cunoașterii, pentru că românul de azi are impresia că trebuie să fie un fel de slugă și să se supună și să... Trebuie recuperată această mândrie națională, această iubire de deci România. Deci trebuie începută reconstrucția noștri, României. Copiii noștri fug din România pentru că nu-și găsesc locul aici. Haide să face it. Hai să spunem adevărul. Ei trebuie să revină aici. Trebuie să, sau acolo de unde sunt, trebuie să-și iubească România. România, acest picior de rai. Să nu uităm că e un picior de rai. Nimic din ceea ce aș vrea să vă întreb nu s-a rămas fără răspuns, pentru că mi-ați spus totul, totul condensat și mă uit cu groază în faptul că trebuie să ne luăm la revedere, dar eu spun că va fi doar un punct și virgulă. Vă aștept cu drag și altă dată să povestim, pentru că sunt și proiecte, alte, sunt și alte spectacole și alte figuri feminine care merită și vor fi aduse. Mulțumesc din suflet și poate pe finalul discuției noastre o să încercăm să proiectăm și câteva imagini din spectacolul care spun eu că va fi un emblematic pentru anul reîntregirii, anul 2018, anul centenar. Da, și să nu uităm și de românii care trăiesc în afara granițelor și care și ei la rândul lor trebuie să vadă acest spectacol. Mulțumesc. Și sperăm că ne vor susține cei de la ICR în acest sens. Sunt absolut convinsă și atât cât voi putea, voi pune umărul la asta. Mulțumesc mult de tot! Be smart! Be cool! Be fresh! BFM!